Astăzi vă vom vorbi despre buți. Buții sunt o parte esențială din echipamentul de snowboard. De ce? Pentru că, odată, ne asigură confortul necesar, zmunizire de dat și ne asigură legătura dintre snowboard și noi înșine. În funcție de sistemul de legare, buții sunt de mai multe feluri. Avem buți care se leagă cu șiret clasic, buți care se leagă cu TLS, speed lacing sau eu știu ce altă denumire a dat fiecare brand în parte și buții care se leagă cu boa sau double boa. Sistemul clasic toată lumea știe. Șiret l-am strâns, l-am legat. Sistemul TLS include două șireturi, unul pentru partea de la baza butului și unul pentru partea superioară a butului. Se strâng și se fixează printr-o clemă. La fel, designul, aspectul, tipul șiretului diferă de la brand la brand. La fel și metoda de blocare. Și sistemul boa sau double boa reprezintă o strângere prin un cablu din oțel care se rulează în jurul unei rotițe. Practic, ne mai fi nevoie să strângem noi cu mâna de șiret sau de orice altceva, pur și simplu rotim o rotiță după care o blocăm. Diferența dintre boa și double boa este că odată dacă avem doar single boa, avem o rotiță care strânge cablul pe tot butul și pe partea inferioară și partea superioară. Și la double boa avem o rotiță pentru partea inferioară, o rotiță pentru partea superioară. Un aspect important în alegerea buților îl reprezintă confortul. Confortul variază de la brand la brand și de la model la model în funcție de linerul pe care îl are fiecare but. Linerul însemnând șoseta interioară a butului. Unele sunt deformabile la căldură, la uzură sau pur și simplu nu se deformează deloc, sunt standard. La cei mai ieftini cam astea se găsesc. Ca începător, dar și ca avansat, vei petrece foarte, foarte mult timp în buți. De aceea, cel mai important este să nu te zgârcești să-ți iei o pereche ieftină și inconfortabilă. Ia-ți exact ce trebuie și o să vezi că o să te bucuri de sportul ăsta mult, mult timp.